domnule președinte, dați-mi voie să am emoții. Am emoții pentru că stau în fața viitorilor primari, a viitorilor președinți de Consiliul Județean, a viitorilor prefect și a viitorilor oameni de știință din județul Bistrița. Vă felicit pentru rezultatele obținute. Vă felicit pentru rezultatele obținute. Vă doresc mult succes în viață și mult noroc în viață. Nu mă așa înainte. Dați-mi voie să citesc mesajul domnului prim-ministru. Organizatorii au avut grijă să avem o masă aici, de unde să putem vorbi. Mulțumesc organizatorilor. Eu știu ce l-am organizat. Dragi elevi, stimați profesori, vreau să vă felicit pentru rezultate remarcabile obținute în competițiile naționale și internaționale. Aceste performanțe vin să confirme talentul vostru, susținut prin perseverență și multe lucruri. Sper să vă motiveze și în continuare cu aceleași rezultate. Doresc de asemenea să adresez un mesaj de felicitare profesorilor voștri care v-au îndrumat și pe care cunoașteți. Sunt oameni care stau în spatele performanței voastre, iar meritul pentru rezultatele obținute este în egală măsură și a lor merită toată aprecierea și respectul nostru. De acum am pus ochelarii, totul de ochelari pe masă. Alături de felicitări doresc să vă transmit mulțumiri pentru modul în care v-ați reprezentat țara în competițiile internaționale și sunt convins că autoritățile locale vă datorează de asemenea mulțumiri pentru buna reprezentare a județului. Fiecare dintre voi, elev și profesor, ați participat la competiții unde ați triumfat în fața unui concurent puternic, dar a reușit și să depășiți limitele obișnuite ale efortului și originalității și ale creativității. Dar aceste victorii ale minții și ale spiritului sunt pentru voi cea mai bună carte de vizită. Am încredere în rezultatele bune pe care le-ați obținut. Nu vor rămâne fără urmări pozitive. Pentru o societate în transformare, cum este încă societatea românească, performanțele pe care le-ați atins, vă recomandă ca model pentru generațiile voastre și pentru colegii mai tineri decât voi. Vă doresc mult succes în ceea ce v-ați propus și să realizați tot ce doriți. Călin Popescu-Tericianu, primul ministru al României. Vă mulțumesc!